Pădurea Strehareți din municipiul Slatina a devenit din nou atracția orașului ca altădată. Lucrările de modernizare au ajuns la final, iar de astăzi a început realizarea marcajelor. Sunt trasate pistele de biciclete, este amenajată banda de alergare, alea pietonală, dar și locurile de parcare. Și aici există o zonă de întoarcere. Și acolo e o zonă pietonală, pe partea aceea cu băncile. Am început trasarea marcajelor rutiere prin pădure. Se realizează pista de biciclete care este în dublu sens, o bandă pentru alergare și zona care rămâne pentru promenadă. Sperăm ca în 2-3 zile să finalizăm, pentru că vrem să realizăm și trasarea locurilor de parcare atât în zona lacului cât și în zona mănăstirii și la fel marcajele rutiere longitudinale. Mai sunt practic mici detalii care vor fi puse la punct în zilele următoare, spun reprezentanții DASIP Slatina. Pădurea Strehareți a fost modernizată printr-un proiect demarat de primăria municipiului Slatina, pe o distanță de 1 km și 900 de metri. Aleile au fost asfaltate, a fost introdusă rețea de iluminat pietonal și rigole betonate pentru scurgerea apelor pluviale. Totul a fost transformat într-un loc perfect pentru plimbare, relaxare, mișcare și chiar distracție în mijlocul naturii. Modernizarea zonei cuprinde și un frumos loc de joacă, ce a fost amenajat chiar aici, în mijlocul pădurii. Totul este modern, este nou, sunt leagăne pentru copii, tobogane și băncuțe. Au venit deja și primii vizitatori aici, care se declară foarte mulțumiți de noua locație. Sunt primele chiar minute în care am ajuns aici, suntem surprinși, foarte frumos între copaci, este chiar super un loc, super frumos, pentru copii mai ales și pentru noi de asemenea, că ne putem relaxa, e frumos. V-ați oprit câteva minute cu copiii să se joace aici? Da, ne-am oprit, ne-am luat și trotinetele, ne-am gândit că poate ne plimbăm puțin, e frumos. Am venit împreună cu familia și copiii. Evident că este superb, este plăcut să vedem din nou locul copilăriei noastre adus la viață. Este foarte relaxant, foarte, foarte bine. O să mai veniți? Garantat. O să venim zilnic, dacă se poate, dar să vedem cum ne permite timpul. Pădurea Strehareți dispune și de un loc amenajat cu grătare pentru cei care vor să meargă la picnic ori să petreacă o zi de weekend perfectă alături de cei dragi. Așa cum și-a propus, printr-un amplu proiect de modernizare, municipalitatea a reușit transformarea locului într-un adevărat punct de atracție pentru slătineni și nu numai.